Doresc în seara aceasta să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, de una dintre cele mai cutremurătoare istorii a Vechiului Testament, o familie care ne regăsim mulți în istoria ei, o familie căutătoare, dar nu căutătoare de Dumnezeu, ci căutătoare de trai bun. Nici nu mă așteptam să ziceți amin, că e greu să zici amin când seamănă pe tine, așa-i? Vi se pare cunoscut? Cam ăștia suntem noi. Căutăm în fiecare zi traiul bun. Traiul bun. De când se naște omul până pleacă și când pleacă, înainte să plece, tot mai caută. Pompe funebre, notari, nepoții să semneze, căutări. În fiecare zi omul caută, de când se naște, de când se trezește și până pleacă din lumea aceasta, omul caută. Cele mai multe căutări sunt fără Dumnezeu. În cele mai multe căutări ale noastre, noi căutăm în viață lucrurile fără Dumnezeu. Capitolul 1 din cartea Rut începe și spune așa: pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a început să caute. A început să caute. A venit foamea și să știți, toți suntem mari și tari până e vorba de foame. Când e vorba de foame, te bați în hipermarket, pe baxuri, pe saci, nu, pe benzină, pe motorină, că ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi. Începem să căutăm când se anunță la diferite canale din astea ce emană teamă, emană frică, anunță că de mâine e jale. Vă dau un exemplu, când a fost criza asta sau nebunia asta cu benzina, când a început în prima zi, am venit spre casă, eram în oraș, n-am știut ce se întâmplă, domne, coloane, ce se întâmplă? Cei mai mulți ați văzut lucrul acela care s-a întâmplat, cel puțin de unde a început. Și am întrebat pe cineva, domne, ce e aici? Zice, domne, de la noapte se scumpește motorina, benzina. Zic, se scumpește? Da. Nu, trebuie să vin și eu în coloana asta. Trebuie să vin, dacă tot sunt în coloană, trebuie să vin. Și am zis, mă duc repede acasă, iau canistre, iau bidoane, iau tot ce prind și vin și eu în coloană. Așa suntem, mari căutători, fără să întrebăm pe Dumnezeu. Și am mers acasă, intru în casă, zice Dana către mine, ce-i? Dăm repede canistre, bidoane. Pentru ce? Zic, nu știi ce-i în oraș. Ce-i? Toată lumea e încoloneată la Peco. Pentru ce? Se scumpește de la noapte. Și am zis, mă, la câte rezervoare am utilat? Îmi trebuie motorină, trebuie să mă duc. Frații mei, am zeci de bidoane acasă. Numai unul a fost curat. Tot erau murdare. Măi, n-am înțeles de unde s-au murdărit în interior, așa. Când le-am scurs cu nisip, mă, de unde s-au murdărit astea? Am reușit să mai fac rost de niște bidoane de 5 litri și zice, vin și eu cu tine, tati, vino cu mine, hai la coloană. Și m-am dus acolo. Și când m-am dus, zice, când am plecat de acasă, zice, Dan, auzi, nu te du, stai aici acasă, lasă-i cu scumpirile lor cu tot, nu te du acolo. Și a zis, ba da, mă duc, îmi trebuie. Câți n-a stat în coloană acolo cu pungile și cu saci în portbagaj pregătiți să băgați, nu, în tomberoane. Nu? Și m-am dus și m-am așezat și eu acolo, la rând. În timp ce stăteam la rând, nu știu, 5 minute dacă am stat, Duhul Domnului vine la inima mea și îmi spune așa, să ajunge cât bagi. Și am zis, Doamne, o canistră și mai vreo 3 bidoane, nici 100 de litri, nici. Și am zis, nu mi-ajunge. Îți ajunge cât e acum? Și am zis, nu mi-ajunge. Și au zis Duhul Domnului către mine, ce însemn eu pentru tine? Asta trebuie să faci tu? Vă spun, am pornit mașina și am mers acasă. Zice Filip, tati, dar ce faci? Merem acasă. Păi nu mai luăm. Știți de ce? Că am început căutarea fără Dumnezeu. Am ajuns a doua zi, am băgat pe cu același preț, că nu s-a scumpit. Știți bine cum a fost. Nu s-a scumpit. Avem în instinctul nostru să căutăm fără Dumnezeu. Când se anunță ceva, uităm toate promisiunile lui Dumnezeu, de frica să nu murim de foame.
de frica să nu se scumpească, de frica să nu se scadă din buzunar și din conturi, suntem terminați de frică. Știți ce nume purta bărbatul acesta, capul de familie? Știți ce nume purta? Elimelec. Știți ce înseamnă numele Elimelec? Știți ce înseamnă? Dumnezeul meu este rege. Auzi, să ai ca Dumnezeul tău regele Universului și peste tine să vină teamă. Și să începi să cauți ca unul care nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, care n-ai cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Începe omul acesta să caute. Începe să-și facă planul de plecare din Betleem, din locul binecuvântării. Știți cum îl chema pe copiii ai lor? Pe unul îl chema Matlon, care înseamnă bucurie, și pe ălalalt îl chema Chilion, care înseamnă desăvârșire. Păi când Dumnezeul tău e rege, așa e că te poți și bucura și poți să mergi și spre desăvârșire, așa-i? Dar când ești din voia lui Dumnezeu, când numai Dumnezeu regele tău, se duce și bucuria, se duce și desăvârșirea. Spune Biblia că la un moment dat au murit toți trei. Au murit și cel ce purta nume faimos, Elimelec. Au murit și bucuria și au murit și desăvârșirea. Și femeia aceasta, spune cuvântul Domnului, că a rămas cu mâinile goale, cu trei morminte și cu inima sfâșiată de durere, plecată din țara pâinii, din țara binecuvântării din Betleem, plecată cu gânduri mari, cu așteptări mari, cu gențile de Nike în spate, de pat la sib, da? Plecat cu gânduri mari și totul se prăbușește rapid. De ce? Pentru că ori început căutarea fără Dumnezeu. Ori ajuns să plece din locul binecuvântării. Știți cum erau acolo? Zice că era foamete. Dar în foametea aceea din Betleem, familia lui Elimelec era fericită. Dar nu și-o dat seama. Știți de ce? Pentru că erau toți împreună. Mă, pita era mai puțină. Era mai tare. Dar erau toți împreună. Zice că ori ajuns, ori dat de pită, ori dat de sandwich, de kebab, nu tinerii. Deci la urmă. Și ori început să guste viața, să guste belșugul. Știți ce spune Biblia? Că nu s-au mai bucurat Naomi de absolut nimic. De ce? Pentru că nu mai erau împreună. Moartea i-a despărțit unul de celălalt. Frații mei, vreau să vă spun că toți avem căutările noastre. Dacă ne-ar lua Dumnezeu să ne scrie istoria pe o bucată de hârtie sau pe ecran aici sus, oare despre câți n-ar scrie Dumnezeu? Că aceiași pași care i-au făcut Elimelec, i-am făcut și noi. Am avut căutările noastre, am avut mersul nostru, fără să-L întrebăm pe Dumnezeu. Fără. Știți când L-am întrebat pe Dumnezeu? Când n-am mai știut ce să facem. Când am intrat pe linia moartă, când am ajuns în tamponul acela, când n-am mai putut să înaintăm. Atunci am venit și noi ca Naomi și am zis, dar eu eram în belșug. Păi erai în belșug, dar n-ai văzut. N-ai văzut. Câți n-au văzut belșugul familiei după ce și-au pierdut familia? Știți ce-au zis? Dar eu aveam familie frumoasă. Eu aveam familie binecuvântată. Câți n-au văzut belșugul de sănătate din partea lui Dumnezeu când au fost bolnavi? Și-au zis, bă, dar eu am fost sănătos, mă. Eu am fost sănătos, eu am fost binecuvântat. Am putut să vin la casa lui Dumnezeu. În toate căutările noastre, în toate prăbușirile noastre, să știți, Dumnezeu își rezervă dreptul să intervină în viața omului. Dumnezeu își rezervă dreptul, indiferent pe unde cauți și ce faci, Dumnezeu își rezervă dreptul la un moment dat să intre în viața ta și să intre în viața mea. Știți că la unii Dumnezeu le intră în viață prin boală, nu? Dacă ar fi să ridicați mâna sus unii din dumneavoastră, oare câte zeci de persoane, sau poate 100 sau mai multe, să recunoașteți, în viața mea Dumnezeu a intrat, i-am simțit prezența și a intrat în viața mea prin boală. Câți nu s-au întors la Dumnezeu și s-au apropiat de Dumnezeu în boală, în suferință, da? Sunt mulți, cred că mulți ați ridicat mâna în seara aceasta pentru lucrul acesta. În boală Dumnezeu a deschis ușa și a zis, de acum intru în viața ta. De acum o să vezi ce fac cu viața ta, ce fac cu tine. Pe alții i-o găsit Dumnezeu și a intrat în viața lor prin faliment, da? I-o adus la faliment. Acum ar fi greu să ridici mâna sus. Dar câți falimentari nu sunt aici care au fost în faliment și l-au căutat pe Dumnezeu, ori simți că Dumnezeu îi ridică, nu când erau plini de bani, când
le mergeau degetele ca și numărătoarea de la bancomat, de la bancă. Nu, în faliment Dumnezeu i-a căutat. Știți că Moise a fost unul din oamenii pe care i-a căutat Dumnezeu în faliment? După ce a învățat istoria și înțelepciunea Egiptului, după ce a ajuns omenește sus și era pe picior mare, ca unii din noi aici, nu? Vezi că nu te salută. De ce? E pe picior mare. Dar vine vremea falimentului. Vine vremea liniei moarte. Când Dumnezeu te va face să saluți și pe aia de 90 de ani cu pensie de 6 milioane. Că atunci când ești sus, nu prea vezi jos. Nu prea vezi. E greu să te apleci, e greu să dai bună ziua. Dar vine vremea când Dumnezeu va zdrobi, te va aduce la faliment ca să-i vezi și pe aia nevăzuți. Și pe aia nebăgați în seamă. L-a adus Dumnezeu pe Moise și l-a lăsat după înțelepciunea lui și a ajuns în faliment. 40 de ani s-a simțit falimentar. După 40 de ani, Dumnezeu intervine în viața lui și îi spune: Moise, de azi înainte, tu nu mai ești în faliment, pentru că a venit vremea să te ridic. Din faliment Dumnezeu poate ridica în seara aceasta. Poate ești în boală și nu-L cunoști pe Dumnezeu. Fie boala care o ai să fie întâlnirea cu Dumnezeu în seara aceasta. Falimentul tău, în locul tău la cota zero, să fie cota aceea din care să începi să trăiești cu Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu și să simți că Dumnezeu te caută pe tine. Pe alții i-o căuta Dumnezeu și i-o găsit în necaz. Necazul a fost ușa prin care Dumnezeu a intrat în viața lor. Tristețea, nu? Prin tristețe Dumnezeu a intrat în viața lor. Cât or fost fericiți, n-or avut treabă de Dumnezeu. Dă-i la Moab, dă-i la shopping, dă-i la cumpărături, dă-i la dintr-una într-alta. Și-a venit vremea tristeții. Și Dumnezeu creează ușa prin tristețe în care să îi caute pe oameni. Azi dimineața am predicat la un botez în apă și la timpul de rugăciune, la ora de rugăciune, acolo în spatele meu stătea un frate, nu am băgat de seamă cine era, nu-l cunoșteam. Dar ne rugam, dar la un moment dat nu obișnuiesc să ascult, să văd ce se roagă cineva, îmi văd rugăciunea mea și... Dar omul ăsta, nici n-am îndrăznit să întorc capul să văd cine e, dar am auzit la un moment dat că plângea în spatele meu. Și-au zis: Doamne, mă simt atâta de singur, mă simt atâta de singur. Vă spun, m-am îngrozit și am zis: Doamne, un bărbat plânge. Greu vezi bărbați plângând la rugăciune. Mai mult surorile plâng. Dar ăsta plângea și a zis: Doamne, vezi că mă simt atâta de singur. Și când l-am auzit în urechile mele, am zis: Doamne, fă-l să simtă că nu-i singur. Fă-l să simtă că tu-l cauți. Fă-l să simtă că tu-l ridici. Ar vrea în seara aceasta. Și mesajul din seara aceasta l-am intitulat: O intervenție divină. Poate ai nevoie în seara aceasta ca Dumnezeu să intervină în viața ta. Dumnezeu își rezervă dreptul să intervină în orice moment al vieții tale. Tu poți să zici: nu, Dumnezeu, azi n-am vreme. Dumnezeu poate în seara aceasta. Și cred că ești în vizorul lui Dumnezeu. Dumnezeu își rezervă dreptul să-ți deschidă ușa și să înceapă ridicarea sufletului tău. Mărit să fie numele Domnului. Primul lucru, când Dumnezeu intervine în mod miraculos în viața omului, Dumnezeu ridică omul. Dumnezeu intervine în viața omului pentru a ridica starea în care se află. Dacă întoarcem o pagină la capitolul 1, spune cuvântul Domnului că după tot falimentul lui Elimelec, după tot falimentul Naomei, spune cuvântul Domnului în versetul 6 că femeia aceasta a făcut ceva. Zice: apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă. A venit o vreme în care o plâns. O venit o vreme când o dus flori la cimitir. O venit o vreme în viața ei când totul s-a năruit. Dar în toată dezamăgirea și descurajarea ei, o venit o vreme când s-a hotărât să se ridice. Și pentru Elim, pentru cineva din Elim, cred că e seara în care Dumnezeu hotărăște să-l ridice. Știți ce a făcut femeia aceasta? S-a ridicat și a zis: eu nu mai stau aici. Eu mă întorc înapoi la casa binecuvântării. Eu mă întorc înapoi în locul pâinii, acolo unde e belșug de pâine. Eu mă întorc, pentru că Dumnezeu, când se implică și face o intervenție divină, Dumnezeu hotărăște să ridice starea spirituală a omului. Dumnezeu nu are treabă în primul rând cu facturile noastre. Dumnezeu nu intervine în viața omului să-ți plătească ratele la bancă, ci Dumnezeu întotdeauna intervine ca să ridice starea omului căzut, să ridice starea omului întristat. Tu nu ești la voia întâmplării aici.
Tu nu ești aici la voia întâmplării, ci îți spun cu mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu te caută. E seara în care Dumnezeu vrea să-ți ridice starea. Dumnezeu îți spune ridică-te și întoarce-te. Mulți se ridică. Mulți se ridică cu mâna sus și zice, și eu vreau să mă pochez. Dar nu mai vine să intre în apa botezului. Numai s-a ridicat. Naomi nu a făcut doar atât. Nu s-a ridicat numai. Că la poze, cum a fost? Foarte bine. Nu-i curios Dumnezeu de poze. Nu-i curios Dumnezeu de mâinile noastre ridicate. Știți de ce e curios Dumnezeu când ne ridicăm și ne întoarcem să ne apropiem de Dumnezeu? În momentul acela Dumnezeu începe să intervină la starea omului. Te gândești, Doamne, dar mie de ce nu mi-ai rezolvat problema? Mie de ce nu mi-ai rezolvat cauza? Știi de ce? Că ești tot la Moab. Ești tot la Moab. Dumnezeu nu face minunile la Moab, ci Dumnezeu face minunile la Betleem. Face minune acolo în momentul în care ne întoarcem și ne așezăm lângă El. Poate ești departe de Dumnezeu. Să te roagă maică-ta pentru tine, să te roagă taică-tu pentru tine. Ai nevoie de o intervenție divină. Îți spun ceva, dacă nu te ridici, să n-aștepți să intervină Dumnezeu. Când te ridici și te întorci în prezența lui Dumnezeu, vei vedea minunile din partea lui Dumnezeu. Vei vedea că starea ta se va schimba, starea ta va fi ridicată, pentru că Dumnezeu este specialist în ridicări spirituale. Dumnezeu e specialist să ia viața noastră plină de cioburi și zice, face cu ea. O așează toate la loc, o reclădește, o reașează pe traiectoria care trebuie. Tu poate zici, îți sfâșia de păcat, îți sfâșia de necazuri, îți sfâșia de tristețe și de amărăciune. Cioburile tale, în seara asta pune-le în mâna lui Dumnezeu. Și cel care aduce izbăvire peste cauzele tale, cel care aduce izbăvire peste sufletul tău, îi mâna binecuvântată a lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. În momentul în care omul se întoarce și se ridică din starea în care îi, Dumnezeu începe să acționeze cu plan de binecuvântare. Știți că spune Biblia că Dumnezeu nu s-a mulțumit că l-a ținut pe Moise 40 de ani acolo arestat, în pustie, la soc, nu? Toată lumea îl întreba, a cui sunt oile, ce oi frumoase ai? Trebuia să spun adevărul de fie, nu s-a mele, s-a lui socru. Am înțeles, deci tu n-ai nimic. Nu, eu n-am nimic, eu le păzesc a lui socru, nu? Ce greu e să zici, a cui e mașina, a lui socru. Ne-a dat-o socru, dar nu a trecut-o pe noi, nu? Parcă nu e așa ușor, nu? Și Moise a fost ținut acolo. Dar a fost o vreme și spune cuvântul Domnului în Exod, capitolul 3, cu versetul 3 și versetul 4, că Dumnezeu începe să îi se descopere și arată un rug aprins. În momentul acela spune Moise așa, am să mă întorc și să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Zice Moise așa, mă ridic de la oi și mă întorc, mă duc spre rug. Tu crezi că lucrurile mărunte sau mai mari care le faci în relația cu Dumnezeu, tu crezi că Dumnezeu nu le bagă în seamă. Dar pe Dumnezeu îi vede numai pe ăia la amvon. Dumnezeu îi vede numai pe ăia cu daruri spirituale. Îți spun ceva, Dumnezeu vede când omul are tendința și dorința să se întoarcă spre Dumnezeu. Zice versetul 4 așa, Domnul a văzut că el se întoarce. Nu a zis, a văzut că el se ridică, a văzut că Moise e interesat de Dumnezeu. Și în momentul când Moise e interesat de Dumnezeu, Dumnezeu îi interesa de Moise și începe să îi se descopere. Fiul risipitor ajunge că risipește tot, exact ca și Elimelecanus, ca și noi, ca și mulți dintre noi. Risipește tot. Știți care a fost punctul de cotitură în viața lui? Spune cuvântul Domnului Luca 15, versetul 17 și 18. Spune că la un moment dat ia o hotărâre în viața lui. Se ridică de la porci și spune așa, mă voi scula și mă voi duce, adică mă voi întoarce de unde am plecat. Mă voi întoarce în locul de unde am plecat, de unde am fost bine. De unde am fost binecuvântat, mă voi scula și mă voi întoarce. Vrei să vină binecuvântarea peste tine? Și ce trebuie să faci? Tânăr drag, care se roagă maică-ta pentru tine să intri în apa botezului. Tu ai vrea să se întâmple o minune. Minunea se întâmplă în urma ridicării tale și a întoarcerii la Dumnezeu. Sunt aici multe cazuri, mulți frați și surori, care au fost legați de diferite legături ale celui rău. Dar în momentul când au hotărât să se ridice din starea aceea
și să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Dumnezeu a produs eliberarea în viața lor. Dumnezeu a rupt legăturile, pentru că Dumnezeu nu-și bate joc de falimentul nostru. Dumnezeu nu-și bate joc de durerea noastră, ci în momentul când noi suntem interesați de Dumnezeu, Dumnezeu e interesat de noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și bisericii din Apocalipsa, bisericii din Efes, știți ce îi spune Domnul? În capitolul 2 cu versetul 5 îi spune bisericii din Efes, îi spune așa: adu-ți aminte de unde ai căzut. Și zice: mai fă ceva, întoarce-te. Adu-ți aminte unde ai fost, unde ești și întoarce-te. Adică ridică-te și întoarce-te. Dacă e nevoie de un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru noi ăștia care ne-am obișnuit cu Dumnezeu, care știm cine cântă, cine predică, că știm cum stăm la amvon și tu știi cine predică în seara asta și știi la fiecare program, te-ai obișnuit cu Dumnezeu. Știi ce e nevoie în vremea aceasta? Să ne aducă aminte Dumnezeu stările care le-am avut înainte cu Dumnezeu. Pentru că adu-ți aminte, tu n-ai fost în starea asta când ai intrat în apa botezului. Tu clocoteai pentru Dumnezeu, așa-i? Tu ardeai pentru Dumnezeu. Adu-ți aminte în vremea lui Ceaușescu, poate ai luat bătaie pentru numele lui Dumnezeu. Și astăzi stai pe un scaun și numai vii, numai te ridici și te duci acasă. Și te ridici de acasă și vin apoi. Și tot așa, dar nicio schimbare. Și ce spune Dumnezeu prin cuvântul lui în seara aceasta? Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te. E o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem cu toată inima la El. Noi credem în seara aceasta că Dumnezeu este Cel ce poate da schimbare vieții noastre, sufletelor noastre. Slăvit să fie numele Domnului! Primul lucru, când Dumnezeu face o intervenție divină, Dumnezeu face intervenția divină ca să ridice starea omului. Doamne, ridică stările noastre în seara aceasta! Mărit să fie numele Domnului! Al doilea lucru, intervenția divină aduce discernământ pentru a înțelege voia lui Dumnezeu. Intervenția divină aduce lumină, aduce discernământ, să înțelegem voia lui Dumnezeu. Uitați-vă ce haotic a plecat Elimelec cu Naomi. Repede, dă-i pe bagaje, că am prins bilete ieftine, nu? Unde azi stai două zile prin aeroport acum, dar numai să pleci, numai să nu se angajeze altul pe postul tău. Și dă-i rapid, că e rost de bani, e rost de câștig. Fără discernământ, fără a te opri în loc și să vezi care e voia lui Dumnezeu. Dar după ce ajunge Naomi la faliment, uitați-vă în toată cartea lui Rut, n-o să mai vedeți că Naomi e interesată de bani. Naomi n-o mai fost interesată de valută, cât îi, cât să schimbă, nu? Și îi spune la noră sa, îi spune un cuvânt extraordinar, îi spune așa: Domnul să te facă să găsești în casa unui bărbat ce? Odihnă. Niciodată n-o zis așa ceva, că ea n-a fost curioasă de odihnă, ea a fost curioasă de muncă. Nu știu ce vârstă a avut Elimelec, poate că l-a pus la lucru, poate că ea l-a mânat din spate, trebuie să plecăm, mă femeie, stai mă, nu merem niciun. Dar credeți că o răzbit? Uite frații ce zâmbit, nu? Că unii frați, n-ar fi ei așa mari descurcă, dar e harponul în spate, îl împinge, nu mă mere, mă femeie, stai un pic, mă, că-s și eu la pensie. Nu știu, poate fi fost la pensie, nu? Poate fi fost la bătrânețe, nu mai pot lucra, nu mă mai du la Moab, că nu pot lucra. Poate că ea o fi fost, nu? Știi dumneata legea acasă, mă, du-te, mă, la lucru, că încă mai răsufli. Cât o răsuflat, ăsta o lucrat. După aia nu mai răsuflat, nu? Că acolo o muri, nu știu, lucrând, cărând, ce-o fi făcut, nu știu. Dar știm că ăsta, în momentul acela, ea n-a mai fost curioasă de bani. N-a mai fost curioasă. Știi ce i-a zis la noră sa? Tu să nu faci ca mine. Tu să cauți în viața de familie ce? Odihnă. Știi ce arată asta? Că Dumnezeu, când a început planul de binecuvântare, i-a dat discernământ de a înțelege voia lui Dumnezeu. O, câtă nevoie de discernământ avem în vremea aceasta. Auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 7 și 8. Ea a zis, Rut a spus slugilor lui Boaz, dă-mi voie să strâng și să culeg spice dintre snopi. Și Boaz a zis, versetul 8, către Rut, ascultă, fiică. Și auziți aici călăuzirea lui Dumnezeu. Ascultă, fiică, să nu te duci să culegi spice din alt ogor. O zis, dacă ești la pocăiți, păi rămâi în ogor la pocăiți, domne. Lasă păhăreala,
lasă cinstirea, lasă șampania, lasă cadourile cu cartușul. Dacă ești în ogor și ai venit în ogor la Boaz, păi rămâi aici, au zis Boaz. Și auziți, să nu te depărtezi de aici și să rămâi cu slujnicele mele. O zis, dacă ai intrat aici la mine, ai grijă să nu mi-aduci rușine. Să nu mi-aduci, domnule, viața mea, eu-s business, eu am de alte ușile, unele uși n-au clanță, nu? Și să deschid cu altceva. Și eu trebuie să am altceva să deschid. Știți că mult, să mă iertați, și ori pierdut discernământul în vremea aceasta, ori ieșit din ogorul binecuvântării, și ori intrat în alte ogoare, lumea asta, să știți, tineri și frații mei, oferă multe ogoare, dar toate s-o otrăvite. Toate s-o otrăvite. Singurul ogor unde găsești hrană, apă și odihnă, e ogorul lui Dumnezeu. Știți că Boaz îl reprezintă pe Domnul Iisus? Boaz înseamnă cel tare, cel puternic. Păi lași tu pe cel puternic și te duci după o travă a lumii. Nu, Doamne, noi știm. Atâta de repede ne luăm după unii și după alții. Știți că pe multe ogoare din lumea aceasta scrie o travă? Dar vă spun cu durere și să mă iertați. Și pe unele clădiri pe care scrie biserică, înăuntru, știți ce îi? Tot o travă. Știți de ce? Pentru că înăuntru ne lipsește, în unele locuri pe care scrie biserică, ne lipsește discernământul din partea lui Dumnezeu. Am ajuns să fim și noi ca pe vremea lui Elisei. Că o zis Elisei, ni foame, trebuie să punem o oală, sărăcie, criză, și o zis, puneți oala cea mare să fierbem o ciorbă. Și unul grozav, fără discernământ, știți ce o zis? Cunosc eu cum se conduce o slujbă de închinare, că m-am multat la Hillsong și nu mai știu la care song. Și te tot uiți pe YouTube și cauți modele cum ar trebui să fie la noi la biserică. Cum ar trebui să ne închinăm noi? Și o zis, știu eu, aduc eu. Hai să vă arăt un filmuleț. Elisei, uite aici cum ar trebui să se conducă. Și o zis, du-te mă, du-te să mâncăm ceva. Știți ce a adus? O travă. O travă, spune că a ieșit unul din fiii prorocilor, a ieșit afară și și-a umplut ce? Sânul. Adică ca la cireșe. Nu, ai băgat tricou în pantalon și dă-i, și dă-i. Știi unde adunăm cel mai repede o travă? În inimă. În inimă adunăm cel mai repede o travă. Și otrăvitul, când ajunge la microfon, ăla dispersează o travă în jurul lui. Otrăvitul, când ajunge să pună mâna pe un instrument, care e otrăvit, care are inima otrăvită, de pe afară, din ogoarele de afară, ăla ajunge să otrăvească toată grupa. Ajunge să otrăvească toată închinarea, ajunge să otrăvească toată biserica. De aceea când intervine Dumnezeu în viața unui om, la omul acela îi dă discernământ, amin? Îi nevoie în vremea aceasta de discernământ. Păi dacă te-a chemat Dumnezeu la mântuire, rămâi acolo unde te-a chemat Dumnezeu. Nu te apuci să mergi, Doamne, dar eu merg dincolo că ăștia ne cinstesc dimineața cu nu știu ce. Ăștia ne dă nu știu ce. Noi nu avem nevoie nici de cafele, nici de lichioruri, nici de nimic. Noi avem nevoie de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel ce ne ridică din tristețe. Nu cafeaua care o poți bea la biserică, nu apa minerală, ci prezența lui Dumnezeu înviorează biserica. Slăvit să fie numele Domnului! Într-o zi se aduce pe ofertă, pe meniu, la Daniel și spune, Daniele, tu ești înalt cu prietenii tăi, ai fost selectat. Nu știu cum ați ajuns, nu știu cât ați dat, dar ați fost selectat să veniți la Dineu. Cu cine? Cumpăratul. Extraordinar. Cumpăratul. Să veniți, să fiți programați, să vă pregătiți, că sunteți programați, să veniți la masă. S-a uitat Daniel. Păi cum să venim? Noi la masă, dar nu știe cine suntem noi. O zis, mă, nu-l interesează. Gândiți-vă că altul ar fi dat să stea la masă cu Nebucadnețar, le zic ceva la tinerii din America acum. Românii noștri și-ar fi vândut apartamentul în Timișoara să dea tăți banii să primească o viză de America. Așa era și pe la Nebucadnețar. Ar fi dat alții bani de pe un apartament ca să ajungă la masă cu împăratul. Și s-a uitat Daniel, pentru că avea discernământ și lumina din partea lui Dumnezeu. Și a zis, spune-i, transmite-i că nu vin. Cum să nu vin? Să-i spui că îi mulțumesc, dar eu nu am nevoie. Nu că era problemă masă, nu că era problemă ce era pe masă, știi ce era problemă?
Nebucadnețar. El era problema. Și pentru că el era otrăvit, dădea mâncarea otrăvită. Dădea mâncarea care n-aducea cinste lui Dumnezeu. Vă spun cu toate riscurile, cu riscul să merg pe pană în seara asta. Vă spun, mulți dintre noi în vremea aceasta am fi făcut poze pe Facebook cu paharul lui Nebucadnețar, cu coniacul, cu țuica lui. Am fi făcut poze cu șampania de la Nebucadnețar. Vă spun, asta-i perioada în care trăim. Ne lipsește discernământul, ne lipsește lumina din partea lui Dumnezeu. O zis Daniel, eu nu am nevoie de masa lui Nebucadnețar. Eu nu am nevoie, pentru că eu știu un ogor în care m-a așezat Dumnezeu. Și când Dumnezeu te așează într-un ogor, o zis Boaz, rămâi cu slujnicele mele, rămâi aici cu slujitorii mei, nu-s perfecți. Ai mai putea regla, ai mai putea schimba la ei. Nu-s perfecți, dar rămâi cu ogorul ia meu. Nu căuta alte ogoare. Câți n-au căutat alte ogoare? Și și-au mâncat o travă în familie. Câți nu s-au mâncat o travă în suflet? Și s-au depărtat de Dumnezeu. Să știți, știi cum realizezi? Că biserica și locul acela unde te-a așezat Dumnezeu, e Dumnezeu prezent, știți cum realizezi? Acolo întotdeauna vei găsi grăunțe de săturat. O zis, rămâi aici și strângi. Și o zis la slujnice, lăsați-o în pace. Lăsați-o în pace că eu îi dau protecție. Să nu o năcăjiți. Lăsați-o să strângă spice. O zis așa, când ți-i sete, te duci și bei. Ca la tine acasă. Te duci și bei apă liniștită. Și o zis, nu-ți mai fă probleme, că îți dau să duci acasă. Tot ce rămâne, îți dau să duci acasă. Știi cum realizezi că-i Dumnezeu prezent într-un ogor? Când găsești hrană pentru sufletul tău, acolo-i prezent Dumnezeu. Nu că te simți bine, cum e la biserică, super. Nu asta-i Dumnezeu. Dumnezeu nu e cu super și cu ok-ul, cu like-ul, nu. Dumnezeu, acolo unde e prezent, El dă hrana pentru suflet. În al doilea rând, prezența lui Dumnezeu aduce apă vie pentru sufletul nostru. Acolo dă prezența, acolo arată prezența lui Dumnezeu. O zis femeia samariteancă în Ioan 4. O zis, eu am și eu nevoie de apa asta. O zis, dacă ai ști cine-ți cere, nu l-ai mai lăsat să-ți ceară el, ci tu ai cere ce? Apă vie. Prezența lui Dumnezeu îți satură sufletul, îți stâmpără sufletul înaintea oamenilor, în casa ta. Prezența lui Dumnezeu dă pâine pentru suflet, dă apă pentru suflet. Și știi ce se mai întâmplă? Ca să știi unde e prezența lui Dumnezeu, șogorul unde e Dumnezeu, știi ce se mai întâmplă? Povara ți-e ridicată. Povara ți-e ridicată. Acolo unde e Dumnezeu prezent, se ridică povara. Poate nu te vindeci, poate nu ți se plătește datoria, dar simți că nu mai ești împovărat. Au zis Boaz, stai liniștită, nu mai te năcăje, că îți dau să duci acasă, o să ai și pentru mâini. Poate te îngrijorezi pentru locul tău de muncă. Poate te îngrijorezi pentru familia ta, pentru situațiile prin care treci. Vreau să-ți spun, mai tare ca Boaz e Domnul Iisus. Și ziceți, spune, nu te năcăji, că îți dau să duci acasă. Îți dau, vei duce grăunțe acasă, vei duce apă vie acasă. Pentru că Hristosul nostru este Cel ce are pâinea în mână, are apa vie, mărit să-i fie numele Lui. De aceea, în seara aceasta, nu te mai îngrijora. Ci cere de la Dumnezeu discernământ. Spune-i, Doamne, ajută-mă să nu mai strâng în inimă tăte gunoaiele. Pentru că inima omului și mintea omului e ca o cutie, da? Dacă pui gunoi în cutie, aia va fi, ce va fi? Coș de gunoi, tomberon, da? Dar dacă în aceeași cutie pui o bijuterie, cutia aia va fi cutie de valori. Așa suntem și noi. Așa suntem și noi. Auziți ce discernământ îi arată să aibă Boaz, îi spune lui Rut, îi spune așa versetul 9, uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Eu zic, du-te după ele și după aia vezi tu ce-o fi. Nu, primul lucru îi spune, oprește-te, te uiți să vezi unde se duc. Câți nu s-au dus fără să se uite. Ia-l, mamă, care mașină. Nu mai contează ce o... Ia-l, că o luam pe dreapta, dar te duce, nu mergi pe jos, tot e ok. Câți n-au dus durerea, au deschis ochii după ce s-au dus. Dar au venit Boaz și i-a zis, nu te duci, până nu te uiți. Te uiți, e important cu cine ne însoțim. E important cei care ne însoțesc, ne apropie de Dumnezeu, ne ajută să strângem grăunțe,
sau ne depărtează de Dumnezeu, ne golește și ce am avut. De aia a venit Boaz și a zis, nu te duci oricum, ci întâi te uiți și după aia te duci. Ăsta e omul cu discernământ. Să uită și să duce. Dacă e omul lui Dumnezeu, dacă e sluga lui Boaz, să duce după ea, să duce după el. Știți cu ce începe Psalmul 1? Cu discernământ. Psalmul 1 începe așa și spune, ferice de cel cu discernământ, ferice de cel care nu se duce la sfatul celor răi, cel ce știe unde să se ducă și unde să nu se ducă. Ăsta e omul lui Dumnezeu. Așa începe Psalmul 1. Ferice de cel ce are discernământ. Știe unde să se ducă și unde știe să zică, eu nu mă duc aici. O venit Boaz și a zis, te duci în ogorul meu. Te duci și strângi. Fratele meu, știi unde se vede că dumneata ești omul lui Dumnezeu? Și noi suntem oamenii lui Dumnezeu, în 24 o să fie botez în apă. Aici sunt tineri, frați, oameni care vor intra în apa botezului. Știu unde se va vedea că noi suntem oamenii lui Dumnezeu? Dacă vom respecta ce a zis Boaz, Boaz a zis așa către slugi, să nu-i faceți rău, să nu o năcăjiți. Ai ce ne place pe ăștia firavi, pe ăștia neputincioși să dăm pe ei, să le arăți tu pocăința. Să le arătăm noi cum trebuie să se poarte. Știți ce a zis Boaz? Nu vă purtați rău, lăsați-o să culeagă. Știți cum e? Domnul Iisus a lăsat lui Petru și i-a zis, vei paște oi, oițe și mielușei. Sunt unii care pas numai oile. Cu băta eu am hrană tare. Dacă ai hrană tare, stai liniștit. Dacă ai numai hrană tare, tu nu ești omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu știe să protejeze pe ăla care-i cu inima frântă. Știe să o protejeze pe Naomi, știe să o protejeze pe Rut, pentru că e omul lui Dumnezeu, are discernământ. Și știți cum e mieluțul, mielușaua, știți cum e? Minte scurtă, blana scurtă, când crește mintea, crește și blana. Te uiți și zici, băi, nu știi cum să faci, lasă-o mă, crește, o să revină. Mai vine la tineret lunea, vine marța la rugăciune, o botează Domnul cu Duhul Sfânt, îl botează, Domne și crește, tu îi dai direct cu parul în cap. O zis, Boaz, nu mă lăsați-o, măi, firavă, nu vă puneți mintea cu ea, lăsați-o, voi smulgeți-i, dați-i hrană voi. Păi dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, când vedem pe unul firav, știi ce facem cu el? Îl aducem la hrană, nu-i dăm cu băta, că e flământ, de-aia au venit să culeagă. Ăștia care vor intra în apa botezului, ăștia-s flămânți după Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne cheamă la discernământ, să avem grijă cum ne purtăm cu cei pe care îi aduce Dumnezeu lângă noi. Să ne ajute Dumnezeu să avem discernământul care îl vrea Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, și trec la ultimul gând, și Apostolul Pavel arată în Corinteni discernământul care trebuie să-l avem, da? Zice, bisericii din Corint, zice, nu mai puteți face ce vreți. Nu mai puteți merge și cu Nebucadnețar și cu în groapa leilor să ieșiți biruitor. Nu! O zis, nu puteți sluji la doi stăpâni. Nu puteți sta la două mese. Domnul Iisus a zis, nu puteți sluji la doi stăpâni, da? Deci nu poți merge cu doi odată. Nu poți merge cu două pahare odată. Nici cu ăla fără, nici cu ăla mai puțin. O zis, ori paharul Domnului, ori paharul dracilor, da? O zis, nu puteți sta la două mese. La masa Domnului și la masa dracilor. Dacă te-ai întors la Dumnezeu, rămâi în ogorul în care te-a așezat Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și ultimul lucru, al treilea lucru. Când intervine Dumnezeu în viața unui om, Hristos are dreptul de răscumpărare. Hristos are dreptul de răscumpărare. Noi suntem în locul acesta, cei mai mulți dintre noi, pentru că Hristos și-a arătat dreptul de răscumpărare peste sufletele noastre. Omul care răscumpăra pe cineva trebuia să aibă două calități, sau trei, dar două obligatoriu trebuia să le aibă. Știi ce calități? Trebuia omul care avea drept, care vrea să răscumpere, în primul rând trebuia să aibă dreptul de răscumpărare. Și în al doilea rând, trebuia să aibă puterea de a răscumpăra. Să aibă putere. Boaz a avut și puterea și a avut și dreptul, pentru că al treilea lucru era rudă de aproape. Cine-i mai aproape de noi decât Domnul Iisus? Cine-i mai aproape să ne răscumpere? Când noi n-aveam merite de răscumpărare, când noi nu ne-am gândit că cineva va plăti, să ne ridice din șanț, să ne ridice din mizerie, din păcat. Am crezut că nu vom fi ridicați nimeni.
niciunul dintre noi nu vom fi ridicați niciodată. Și-a venit cel tare cu drept de răscumpărare și-a coborât din cer, o lepădat slava cerească și-a coborât și s-a făcut om, o locuit printre noi. De ce? Că avea drept de răscumpărare. Și-a venit și te-a răscumpărat pe dumneata și m-a răscumpărat pe mine. Și noi astăzi suntem răscumpărați, pentru că Hristos are dreptul de răscumpărare. Tu nu ești acelui rău, pentru că Hristos te răscumpără. Eu ar vrea în seara asta să fie o seară a răscumpărării. Mai sunt locuri pentru intrarea în apa botezului. Eu zis Naomi lui Rud Norăsii, eu zis așa, te duci și te așezi la picioarele lui. Te duci și te așezi la picioarele lui. Spune versetul 3 din capitolul 3, spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te în arie. Să nu te faci cunoscut-o până va isprăvi de mâncat și de băut. Când se va duce să se culce, însemnează-ți locul unde se culcă. Apoi du-te, descoperă-i picioarele și culcă-te acolo. Știi cum arăți că vrei să fii răscumpărat? Te așezi la picioarele Domnului. Când te așezi la picioarele Lui, o zis Naomi, o zis, el va ști ce trebuie să facă. Tu nu mai trebuie să-i spui nimic când te va vedea la picioarele Lui. El va ști că tu vrei să fii răscumpărată, vrei să fii ridicată din starea ta. Du-te, îmbracă-te, spală-te, unge-te și așează-te la picioarele Lui. Nu mai, lasă pachetul de țigări, lasă sticla, lasă telefonul, lasă mizeria, îmbracă-te, spală-te și așează-te la picioarele Lui, că vei vedea răscumpărarea care o are Hristos. Știți că Domnul Iisus, Apocalipsa 5, arată răscumpărarea care a avut-o Domnul Iisus pentru noi. A avut și dreptul și a avut și puterea să ne răscumpere. Auziți, unul dintre cele mai cutremurătoare capitole din Apocalipsa. Spune cuvântul Domnului așa, apoi am văzut în mâna dreaptă celui ce șade pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetulită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, se punea o întrebare, cine-i vrednic? Cine poate să răscumpere? Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și auziți? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, care să poată deschide cartea, care să aibă dreptul de a deschide cartea, să-i rupă pecețile. Și zice versetul 4, și-am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din pătrâni mi-a zis, nu plânge! Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și să rupă pecețile. Își arată Hristos, aici în Apocalipsa 5, își arată dreptul de răscumpărare, dreptul de a ieși în față, să ia cartea și să-i rupă pecețile și să spună vin, pentru că în sulul cărții este scris despre mine, că am dreptul de răscumpărare. Și-a venit Hristos și ne-a arătat care e dreptul să ne răscumpere. Și spune cuvântul Domnului, versetul 7, versetul 6, și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel care avea puterea de răscumpărare, până ce a avut dreptul. Dar când a văzut Ioan mielul și era junghiat, știți ce a arătat? Că mielul avea puterea de a răscumpăra orice om, din orice seminție și din orice neam. De aceea în seara aceasta îți spun că orice stare ai, oricât ești de falimentar și de căzut, Hristos are dreptul peste tine. Hristos poate ridica sufletul tău. Hristos poate ierta vina păcatelor tale. Indiferent cât ai făcut în Europa, cât ai făcut în România, dacă în seara asta te ridici și te apleci la picioarele Lui, Hristos știe ce are de făcut. Îți va răscumpăra sufletul. Știți că jertfa de la Golgota, Vinerea Mare, a fost factura care o arătat-o Domnul Iisus și a zis, asta e prețul. Așteptați 3 zile că vin cu chitanța și învierea Domnului, știți ce-a fost? Chitanța plătită și noi suntem absolviți de vină, absolviți de păcat, pentru că Hristos a plătit vina păcatului nostru, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta la Elim, Hristos are dreptul de răscumpărare. Nu mai lăsa la nivelul minții tale pe cel rău să spună că tu ești pierdut, tu nu ești pierdut. Hristos se poate răscumpăra, îți poate ierta vina păcatului tău. Citeam zilele trecute despre un băiețel care stătea și după aceea închei. Stătea la marginea unei ape, vaporul plecase, a vrut să se urce pe vapor și el
Și va porni, numai ce-o porni de pe margine. Și băiatul disperat dădea din mâini să se oprească vaporul. Și vaporul nimic. Și băiețelul dădea din mâini și striga: oprește-te, întoarce-te că vreau să urc. La care un domn de pe margine, foarte român din ăsta de-a nostru, dornic să se bage în probleme, o zi zice: băiete, nu mai fi fără minte, că vaporul nu se întoarce pentru tine. Ăsta s-a dus și nu se va întoarce. Și băiețelul, fără să țină cont de ce a zis omul acesta, din nou face cu mâinile să se oprească și strigă în gura mare: oprește-te și întoarce-te după mine. Și la un moment dat, vaporașul dă cu spatele și vine înapoi în port, se deschide puntea și băiețelul urcă pe punte. Se întoarce spre omul acela și îi spune: domnule, eu nu sunt nebun. Eu am știut de ce strig și de ce fac cu mâna. Pentru că cine-i pe punte, căpitanul vasului, îi tata meu. Și știam că el, dacă mă vede de pe vas că eu fac cu mâna, el va întoarce și mă va lua pe vas. Eu n-am fost nebun când am strigat. Eu n-am fost nebun când am dat din mâini să se oprească. Vreau să-ți spun în seara aceasta, domnule și doamnă, tânăr drag, fratele meu și sora mea, dacă astăzi dai din mâini către Dumnezeu și strigi către Dumnezeu, tu nu ești fără minte. Hristos te va salva, Hristos te va ridica, pentru că la cârma corăbiei noastre este Domnul Iisus, Cel care are drept de răscumpărare peste viața ta, Cel ce poate ridica starea amărâtă a sufletului tău, indiferent cât te-ai pierdut, indiferent cât te-ai făcut, Hristos poate da un viitor binecuvântat. Și aș vrea în Biserica Elim Hristos să rostească binecuvântarea. Orice suflet să fie răscumpărat în sângele lui Iisus Hristos, în sângele mielului care a fost vrednic să ridice povara, să ridice păcatul tău și păcatul meu. Și Domnul să ne ajute să rămânem sub binecuvântarea Lui până la capăt. Amin.